Bună ziua, dragi oameni! Astăzi, la întrevederea noastră, îl vom avea alături de noi pe artistul Igor Cuciuc, care o să ne vorbească despre cum și de ce trebuie să renunțăm la alcool. Haideți să-l întâmpinăm cu aplauze pe domnul Igor Cuciuc! Hai da! Bună seara, bună seara, oameni buni! Haideți, păhăruțele sus, toată lumea să fie sănătoși! Domnule Igor Cuciuc, scuze, aici nu e nuntă. A, nu e nuntă aici. Da. Mi-au scris în agenda, cred că fiica mai intră câteodată. Cu pandemia asta, haideți și o să reluăm, da? Da. Scuze, haideți să-l mai întâmpinăm o dată pe domnul Igor Cuciuc. Hai, ha! Toată lumea, păhăruțele sus, haideți! Pentru micuțul Davidaș, care azi își sărbătorește unitria, uitați toți cu mântre aici, toți nașii, haideți să fiți sănătoși, toată lumea, muzica și hai! Domnule Cuciuc, scuze, aici avem o întrunire cu un grup de alcoolici, iar dumneavoastră ați fost invitat aici ca să le vorbiți despre de ce ar trebui să renunțe la alcool. Ați văzut? Așa arată un om beat. Așa vreți să arătați și voi, mai oameni buni? Da. Ăștia sunt bețâge, ăștia nu sunt alcoolici. Cum să le explici la ei? Te uite la dâns și bocheau când... Știți, vorbiți-le despre cariera dumneavoastră. Așa, 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 exact. Mai oameni buni, haideți, nu știu, haideți să vorbim așa ca de la, ca de la om la om. Ca de la artist la... alcoolici. Măi, oameni buni, chiar vă place gustul ăsta de alcool? Da. Eu cred că trebuie să luăm altă strategie. Aici nu. Vorbiți-le despre influența alcoolului în viața dumneavoastră. Așa, așa o să fie cel mai bine. Măi, oameni buni, haideți să vă povestesc despre mine și alcool. Măi, eu sunt artist. Eu merg la nunți, eu cânt. Băi, mă știți că eu cânt. Igor Cuciuc. Om de omenie. Mă duc la o nuntă, îmi toarnă cineva un pahar divin, îmi spune: domnul Igor, haideți mai bem un pahar, un 50 de grame. Bem și un 50 de grame pentru că omul ăla o să mă invite și la altă nuntă, și la altă nuntă. Și așa îmi câștig eu pâine, așa îmi câștig existența. Și acum unde am ajuns? Unde am ajuns? Spuneți voi. Am o casă frumoasă, am o soție iubitoare, am un Lexus la poartă, vreau acum să iau și soție mașină, am un... Dacă mă gândesc bine, mie alcoolul mi-a adus mai beneficii. Așa, stop. Haideți acum mai bine ei să ne povestească despre problemele pe care le-au avut atunci când au consumat alcool. Așa, cel mai bine, așa, da, cel mai bine. Da. Haideți. Cine ar vrea să ne povestească? Niciun bețiv. Te rog. Bună ziua, mă cheamă Radu. Bună ziua, Radu. Bună ziua, Radu. Sunt alcoolic. Sunt bine. Odată am venit acasă, eram ghioangă. Așa. Și mi-am pus radio să ascult un cântec. Ies așa, mai melancolic. Și intră nevasta mea, începe să urle, să strige la mine, vreau să mă bată. Și eu i-am spus să-și închid gura. Și e și eu i-am tras două palme. Aoleu! Aoleu, rușine! Rușine! Mă, rușine! Rușine! Cum, măi, cum poți să faci așa ceva? Vezi ce înseamnă când un om bea până nu mai știi de el? Măi, da. Rușine, măi! Cum, măi, poți să... Măi, dar cânta un cântec de suflet. Ce cântec, măi, de suflet? Ce cântec poate să fie mai frumos decât vocea soției tale? Moldoveni, veniți acasă! Bine ai făcut! Bravo ție! Foarte bine ai făcut! Trebuia să-i dai două palme și din partea mea. Dar cum mai să-și permită femeia să vină acasă să-i spună bărbatul, dar avea și el un moment. Spune și tu, măi, bețivule, avea și el un moment, un moment în care să se relaxa, un moment în care... Bravo, bine ai făcut, lasă. Domn Cuciuc, dar ce vorbiți? Ei, ce vorbesc? Bine, bravo. Haideți, mai bine să ne mai povestească cineva. Da, da? Hai să mai vedem ce mai e. Da, eu mă numesc Valentin și... sunt alcoolic. Eu am băut odată cu prietenii și m-am pornit acasă. M-am urcat la volan și am lovit o mașină. Da, eu n-am pățit nimic, eram cu tractorul, dar mașina cealaltă, era...
capurile sparte, sânge pe jos. Aoleu, măi, tași, nu mai spui, măi, vedeți, măi, oameni buni. Vedeți ce înseamnă, ce puteri, ce poate să se întâmple dacă bei până nu mai știi de tine. Uite, măi, rușine, măi, să-ți rușine. Rușine să-ți rușine. Acum ai distrus viața oamenilor cel. Da, așa au spus și băieții ceilalți. Erau ăștia de la Carlos Dreams, știți, mascați pe față, cu ochelari pe ochi. Aoleu, erau cu ochelari pe ochi? Da. Bine le-ai făcut, măi. Bravo ție, bravo, dar bine le-ai făcut. Dar cum îi să umble? În ziua de azi poți să-ți permiți să umble cu ochelari pe ochi noaptea, că era noapte, așa? Nici nu s-au asigurat, sunt convins că nici nu s-au asigurat. Domnule Cuciuc, de ce vorbiți? Opriți-vă! Dar chiar și regulile astea de circulație. Hai acum să fim sinceri. Nu mai are voie să urce omul, o băut un pahar de vin și nu mai are voie să urce la volan. Cum pahar de vin o băut omul ăsta? Nu, că am băut două sticle de coniac. Două sticle de coniac? Și ce e acum coniacul ăsta? Haideți să fim sinceri, mai oameni buni. Știți și voi ce e coniacul? Că mai multă apă acolo bagă decât... Da, aveți dreptate, domnul Cuciuc. De asta am pus niște spirit acolo. Ai băgat și spirit acolo, da? Îți place, ți-ai bunișorul. Dar și spiritul, hai acum să recunoaștem. Ce cu spiritul, măi? Ce cu spiritul ăsta în ziua de azi? Are 90 de grade și aici, bun, nu m-a dat florile acum. Domnule Cuciuc, haideți totuși să le explicăm de ce nu ar trebui să consume alcool. Că de asta am venit. Da. Nu-i așa? Da, măi, oameni buni, haideți să renunțăm, măi, la alcool. Ne întunecă mintea, măi. Nu putem gândi curat, limpede, nu putem gândi. Haideți să spunem nu alcoolului. Să ne facem curaj. Da. Și să spunem nu alcoolului. Uh-huh. Și pentru a ne face mai mult curaj, eu am chemat niște băieți cu niște canistre de vin, ne toarnă la fiecare, să ciocnim, să avem mai mult curaj, să fim sănătoși, să trăim o viață fericită. Hai, da, toată lumea!